Investițiile guvernului în infrastructură dau roade. Investitorii vin în sate unde sunt deschise mai multe locuri de muncă. Este și cazul satului Obileni, unde un om de afaceri italian intenționează să-și dubleze procesul de producere datorită drumului reparat și a proiectului de apeduct, care va fi dat în exploatare până la finele anului curent. Drumul cu o lungime de peste 1,2 km face o legătură dintre satele Obileni, Nemțeni și Ivanovca din raionul Hâncești. Același drum face conexiunea și cu traseul Chișinău-Leușeni. Drumul ăsta era foarte necesar în reparație. Drumul ăsta face legătură și cu raionul Mispăreni. Și toți cetățenii sunt bucuroși, mulțumiți de drumul ăsta. Și antreprenori mai mari care circulă zilnic cu transportul pe aici. Tare rău era. Tare rău. Format, nici jos nu puteai să mergi. Chietări și pionică. Mai scurtam-o foarte bine. Mulțumim care au făcut. Că toate state astea sunt 6 sate. Care merg pe drumul ăsta. Cățelele, toate satele, toate Nemțări, Cotomori, Sărăteni, Ivanovca. Din 64, adică când au făcut drumul ăsta, așa și au fost. De chiatră. Da, măi, bă, de prăști că au făcut și au pus asfaltul. Asta e mare bucurie și pentru șoferi, când n-a să-l distruge mașini. Și chiar și pe jos, adică glodul. Era greu și mers pe jos și cu mașina. Mergem și ușor. Ia mult mai repede ajungi. Rezultatele proiectului nu au întârziat să apară. În regiune vine un investitor străin. Colegii primari din Obileni mi-a spus că fiind construit drumul și văzând că este apă, antreprenorul italian care are deja aici o producere, a decis să-și reloce o parte mare din afacere din România aici pe loc. Se adeverește ceea ce am spus noi. Vrem investitori, trebuie de construit drum și de adus apă, altfel nu avem nicio șansă. Omul de afaceri italian se numește Saverio Sebastianelli, care are deschis în localitatea Obileni o fabrică de producere a încălțămintei. Datorită investițiilor în infrastructura drumurilor și a apeductului, investitorul își va mări afacerea și va dubla numărul de angajați de la 400 până la 800. Potrivit primarilor din satelor vizate, datorită implicării guvernului, regiunea lor își soluționează câteva probleme vitale pentru viața localnicilor. La noi, în Lung Căprutul, merg lucrurile, schimb lucrurile înspre bine și cu apeductul, și cu drumurile. Totodată, până la sfârșitul acestui an, primii consumatori din localitățile raionului Hâncești amplasate în Lung Căprutului vor fi conectați la noul sistem de aprovizionare cu apă potabilă. În total, la noul apeduct vor fi conectate 12 sate.